Practica Isihastă 41 Trăirea duhovnicească și spirituală Isihastă nu este un simplu pietism, o simplă morală, un simplu cult religios, o teologie și o metafizică mistică formală, o contemplație extatică de performanță spirituală proprie. Trăirea Isihastă este o dublă mistică dialogală și mai mult este dialog în transcenderea celui de-al treilea care nu amestecă și nu absoarbe întâlnirea dialogală ci o transfigurează în unicul celui de-al treilea comun a mândurora. Este esența trăirii sihaste, fără de care nu mai este isihaz, ci o mistică ambiguă. Trăirea isihastă este dialog în icoană, este mistica icoanei, este teologia icoanei. Fără icoană, isihazmul este golit de isihazmul însuși și esența icoanei este tocmai dialogul în al treilea. Originea icoanei este în revelația treimii dumnezești. Treimea dumnezeiască este unul în trei deodată și trei deodată în unul absolut. De aici logica trinitară a misticii creștine, chip, față, asemănare, ca unul deodată, trei în doființa unului. De aici originea icoanei, originea logicii, originea gramaticii și originea cunoașterii. De aici logica trinitară, gramatica trinitară, cunoașterea trinitară ca ontologie în sine. De aceea creștinismul, cu revelația trăimii Dumnezești, vine cu redescoperirea originilor. După căderea din Rai, uitându-se de întregul Trinitar, logica se face dualistă, contrară sau monistă, singulară, iar cunoașterea și limbajul se fac semnificații disparate până la confuzii denaturate. Marea nenorocire a căderii din rai este pierderea icoanei trinitare și înlocuirea cu idolul unei singularități ce se autofărămițează până la inconștiență. Trăirea isihastă este redescoperirea tainei icoanei, și este taina trăimii dumnezești, care înseamnă dialog în icoana absolută de o ființă trăimii. Dumnezeu unul în trăime este tocmai taina icoanei absolute, Dumnezeu. Dumnezeu este însă și icoana și originea icoanei. Așa icoana este dialog trinitar. Cine nu privește icoana prin logica și limbajul trinitar, nu poate pricepe taina icoanei. Icoana înseamnă chip față, asemănare, iubire, dragoste, dăruire, conștiință, duh, logos, conștiință, memorie, semnificație, viul, viața, existența, persoana, esență, ființă, mișcare, dumnezeire, înfățișare. Icoana este dialog trinitar absolut. Isihazmul este, este taina dialogului în icoană. Icoana trebuie văzută ca trăime dumnezească, întâi ca supraformă, ca chipul unic, perfect, după cum Dumnezeu Tatăl este supraforma absolută. Din chipul supraforma se deschide forma, fața, Duhului icoanei, cel ce este prezent în icoană și totodată asemănarea chipului supraformei ca înfățișarea celui din icoană, ca substanța icoanei. Partea de afară este tocmai ultima parte a icoanei, nu prima de care se împiedică iconoclaștii. Cine vede în icoană întâi partea de afară este ca acela ce vede trăimea dumnezească înaintea Tatălui Dumnezeu. Zice Domnul Hristos, cel ce mă vede pe mine, vede pe Tatăl. La fel, cel ce vede în de afară a icoanei, trebuie să vadă pe cel din lăuntru. Chipul, supraforma, este esența icoanei ca afirmație fața memoria, închinarea Duhului Icoanei este evidența, prezența. Asemănarea, înfățișarea este arătarea, identificarea. De aici taina Icoanei este unirea interiorului cu exteriorul, fără contrariere și fără desfințarea vreunuia, ci din contră cu transfigurarea unuia prin celălalt. Cine mă vede pe mine, vede pe Tată, zice Domnul Hristos. Cine vede înfățișarea de afară a icoanei trebuie să vadă totodată chipul din lăuntru ca dialog reciproc. Ca mistică nu este separație între interior și exterior, ci cum vorbirea amândurora. Exteriorul este vorbirea interiorului și interiorul este vorbirea exteriorului. Fiul, ca asemănare a tatălui, este vorbirea semnificația chipului tatălui. Cine nu vede în icoană, dialogul trinitar, ca chipul tatului, fața Sfântului Duh și asemănarea Fiului nu știe ce este taina icoanei. Orice icoană are trei chipuri deodată în unicul chip de o ființă unică. Fă din inima ta o icoană, iubire, întâlnire, împărtășire și inima ta va primi în sine însă și inima lui Dumnezeu și cineva spune bătaia celor doi inimi în întâlnire. Icoana este într-o de inimă de Dumnezeu în inimă de creație, ca două inimi ce bat iubirea întâlnirii absolute, în euharistia împărtășire, a treia inimă, a amândurora. În icoană inima de Dumnezeu vorbește cu inima de creație, nu se preface într-o singură inimă ca în idol, unica inimă fiind împărtășirea ca rod fiu al amândurora. Icoana este absoluta întâlnire transcendentală în care se întâlnesc inima Tatălui Dumnezeu și a Creației, în inima Fiului, împărtășirea amândurora. Icoana este o întreită inimă transcendentală, în care Dumnezeu și Creația se întâlnesc fără amestecare, în deplinul ristic, non-golul sau absorbirea singulară. Icoana înseamnă prezențe vie, dincolo de toate înfățișerile. Icoana este iubirea inima absolută în bătaia Sfântului Duh și neuharistia împărtășirea lui Hristos totodată și Dumnezeu și creații Sunt două icoane care nu pot fi una fără alta, icoana de afară cu înfățișarea obișnuită și icoana prezență-împărtășire în ca întâlnire transcendentală. Icoana de afară nu poate fi exclusă, căci ar fi o mutilare, ea este biserică în care este icoana împărtășanie, prin icoana de afară intrând la prezența din lăuntru. Icoana prezenței întâlnirii din lăuntru nu poate fi în gol. Icoana de afară este templului icoanei dumnezeiești, este icoana de trup a icoanei Suflet. Fă inima ta altarul icoanei lui Hristos, fă inima ta potirul Euharistiei prezenței Hristice și inima lui Dumnezeu și inima ta se vor întâlni în împărtășire. În genunchiează cu închinare în biserica icoanei de afară participă prin icoana de afară la liturgia icoanei euharistice și te vei împărtăși de întâlnirea icoanei transcendentale. Cele două icoane se unesc în icoana iubirii trăirii, Dumnezeu și creația se întâlnesc în icoana împărtășirii și icoana de afară și de lăuntru se transfigurează în aceeași dumnezeire. Icoana înseamnă împărtășire, întâlnire, iubire și în afară și în lăuntru este aceeași icoană și întâlnirea, iubirea, împărtășirea, este unirea celor două icoane. După căderea din rai, noi am uitat limbajul pur ființial sufletesc, am rămas cu limbajul de minte legat de corpul pământesc, pe care îl credem că este adevărata noastră vorbire. Taina Isihasă este trecerea dincolo de limbajul de gândire, este închinarea minții în inimă, în vorbirea de suflet, este descoperirea cuvântului ființial, cel ce produce gândirea. Isihasmul este trecerea din ochiul de minte în ochiul de suflet, în ochiul Logos Hristic cel întrupat în adâncul ființei de creație, ochi de Dumnezeu însuși, căruia trebuie să te închin. Doamne Dumnezeul cel întreime, Tu ești iubirea absolută și un cuvânt al iubirii Tale pe mine m-a creat, această scânteie de iubire Logos este ochiul Dumnezeesc din inima mea. Doamne, de iubirea Ta eu am fost creat ca ființă, eu sunt o rostire de iubirea Ta, ca iubire de creație și adâncul ființei mele este această iubire inimă transcendentală. Iubirea Ta în ființa mea este bătaia neîncetată a inimii și cum iubirea Ta este absolută și veșnică, ființa, sufletul meu, este o inimă iubire chip de însăși iubirea Ta. Doamne, cine te iubește pe tine va începe să vorbească cu tine, doar cine te iubește te va întâlni și te va vedea, doar cine te iubește va gusta din taina care doar în tine este. Doamne Iisuse, cobor, cobor mintea în inimă ca pe o prescure, moi mintea mea în taina cuvântului dincolo de gândire, trec din gândire în vorbirea ființială de sfântă rugăciune. Doamne Absolutul, Absolutule Părinte, iubirea ce procede dragostea și naște dăruirea, Doamne Duhule Preasfinte, inima dumnezeiască a iubirii, Doamne Iisuse, ochiul logos al inimii, liturghie neîncetată și euharistie. Noi suntem suflet și corp în împletire și întrepătrundere, suntem ochi scântei de Dumnezeu întrupat în ființa, ochi de creație. Și locul de unire este ochiul transcendental din inimă oara mintea și unește cu Duhul Sufletului în inimă, aici este prezent ochiul lui Dumnezeu însuși în tine, vino aici înaintea ochiului lui Dumnezeu cu închinăciune. Ochiul minții este soarele cu o mie de raze de creație, ochiul Sufletului este Duhul privirea cu o mie de priviri și ochiul lui Dumnezeu este ochiul Logos Hristic întrupat în Suflet. Ochiul Logos Hristic este oceanul în soare Dumnezeesc, și acest ocean se revarsă și în inima ta, acest ocean este adâncul ființei tale create. Coboară mintea și gândul cu razele lor de creație, coboară în oceanul ochiului lui Dumnezeu însuși și închină de ochiul ocean cu nesfârșite mii de priviri. Coboară mintea soarele cu o mie de raze de creație, scaldă în oceanul ochiului Logos din inimă și mintea ta își va recunoaște originea de creație. Sufletul tău este eu conștiință, cel ce vede, este Duh ochi privire memorie transcendentală, este ochi recunoaștere vorbire nemuritoare și veșnică. Ce vezi tu minte și Duh de Suflet în ochiul lui Dumnezeu, lumea vieții de creație rămâne în afară, aici în ochiul lui Dumnezeu este numai El dincolo de toate. Aici în ochiul lui te întâlnești cu Dumnezeu la față, El te vede până în adânc și tu îl vezi pe El. El îți vorbește despre sine și tu îl asculți fără amestecare. Ochiul ființei tale privește în ochiul Logos Hristos și inima ți se face cântare dumnezeiască și cine poate spune cuvintele dincolo de toate. Trăirea haste este ochiul cu nesfârșite mii de priviri, întâlnirea inima minții și a Duhului cu însuși Dumnezeu, închinarea minții și a sufletului în ochiul ce niciodată nu se închide. Ochiul minții aici, în ochiul logos, se odinește, ochiul inimii aici își găsește cântarea nepotolită, Sufletul aici își recunoaște obârșia și înrudirea. Doamne, Iisuse, dintr-un cuvânt al tău m-am născut, rostirea unei cuvânt al tău, esența ființei mele, un anume cuvânt al tău, a creat o anume ființă, Sufletul meu. Această rostire este veșnică în vorbirea ta, Dumnezească. Niciun cuvânt al tău nu se pierde în uitare, și prin aceasta sunt și eu o creație veșnică. Această rostire a ta este bătea inimii de suflet, care niciodată nu se oprește prin rostirea ta veșnică, și aceasta este scânteia supravieții din ființa mea creată. Când mai ai creat eu, am auzit această rostire a ta, și în aceasta este însăși vorbirea mea de creație, și viața mea este această cântare de rostire veșnică. Eu am uitat această rostire a ta din adâncul ființei mele, deși o simt că este însuși suflul fără de care nu aș mai fi, dar aș dori să pot regăsi însă rostirea ta dumnezească. Încerc să dau la o parte toate rostirile de creație, fac să tacă totul să put auzi rostirea ta, cobor urechea minții pe inimă și ascult cu nerăbdare. Parcă aud dar dau la o parte toate auzurile, știu că rostirea ta este dincolo de toate rostirile și când o voi auzi, n-am să mai confund cu niciuna. Doamne Iisuse, neîncetatea inimii mele rostire, Doamne Iisuse, neîncetatea sufletului meu, inimă scânteie dumnezească, Doamne Iisuse, miluiește-mă, neîncetatea inimii mele rugăciune. Doamne Iisuse, tu, tu mi-ai creat sufletul ființa mea de creație, printr-un cuvânt anume de dăru dăruire de tine însuți și eu te am pe tine însuți în adâncul ființei mele. Sufletul ființa mea de creație este ca un potir de creație în care ești tu însuți o haristie dăruire de tine însuți și sufletul meu este o întrupare continuă pe care tu însuți mi-o dăruiești. Doamne Iisuse, cum este posibil ca eu să nu-ți mulțumesc, ca eu însuți să nu mă dăruiesc asemenea ție, Doamne Iisuse, în fricoșată împărtășire ești. Doamne Iisuse, mereu Tu slujești liturghia în adâncul ființei mele și eu mă simt dator să-ți răspund, deși este prea puțină cântarea mea de mulțumire.